Uh, există foarte multe lucruri pe care le pot judeca la mine. Shelley și și-a luat și un tractor Universal 911 Turbo. Un eu am dat o să ieși eu la pensie odată cu ei și așa mai departe. Și lasă o mai ușor. Cu cât uh, ai mai multe reușite, cu atât ești și mai motivat să continui. Eu când sunt într-o perioadă de asta în care am multe reușite, îmi vin și alte idei noi. Eu am fost olimpic județean la matematică, îmi doream să fiu cel mai bun. Eu m-am ofticat. Chiar dacă am avut momente de rătăcire, mi-am revenit rapid. Presiunea este pentru a livra un film foarte bun. Extra Matinal, un podcast DGFM cu Bogdan Ciuclaru. Ca să știi. Salutare, oameni buni! Eu sunt Bogdan Ciuclaru și acesta este un extra. Problema este cum prezint eu invitatul de astăzi în condițiile în care internetul îl cunoaște deja. E o celebritate a internetului. E tânăr, e milionar în fani și aproape sigur și în bani. Andrei Șelaru, Shelly, salut, binevenit. vă mulțumesc frumos de invitație, Bogdan. Ce faci? Cum Ce e? să fac? Sunt foarte prins acum că avem foarte multe proiecte în paralel, dar asta e bine, mereu. Adică în general, când am starea asta foarte ocupată, mă simt și bine fizic eu, că, când sunt așa pe Că Înseamnă că se ta, mișcă, ta, da. reputația de om mereu ocupat. Da, 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 e adevărat, sincer, adică nu nu e nu exagerez cu nimic, dar uh, știi cum e? Uite, mi-a arătat eu, o, o, un video cu uh, fiul tău cântând Five Gang sus în 2019. Și mă gândesc că așa, mă uit în urmă, zic, domne, din 2019 au trecut 5 ani, adică 5 ani de la hit ora, spre exemplu, dar măcar n-au trecut degeaba ani, știi, că am făcut și aia, și aia, am fost și acolo, am... și de-aia, eu când sunt pe agitație, mă simt în elementul meu, atunci am mă simt cel mai bine. Am să ți-l arăt înainte de a începe discuția, pentru că la un moment dat chiar doream să te întreb, cum te simți când cineva îți spune, bă, uite, eu... Ți-am ascultat sau ți-am consumat din produsele pe care le faci. Foarte bine. E, e într adevăr uh, uh, miroboran să vezi o generație care a crescut cu tine și cei care aveau 14 ani, 15 ani și ascultau supreme 5 Gang în 2019, acum au 20 de ani, 19 ani și ascultă în continuare vlogurile pe care le fac, se doresc firmele pe care le fac. Merg la festivalul bișpriz, merg la a la produsele pe care le dezvolt. Ca să glumim, nu te a... sperie că la un moment dat generația care asculta FF Gang o să facă copii și o să <gâng> plătească să și pensii? creștem împreună, știi cum e? Eu, la un moment dat și eu o să fac copii, eu, la un moment dat o să ieșesc și eu la pensie odată cu ei și așa mai departe. Dar important e că i-am păstrat alături. Mă uitam la CV-ul tău și n-ai un format clasic, nu e nu un format A4 de, de CV, nu e o chestie liniară. Eu văd lucrurile așa ca o sferă. Axa Unde mi-ai găsit CV-ul? Păi m-am documentat așa un pic am, am Ai încercat făcut să tu un CV să Da, ți-am făcut un CV E o axă principală, asta cu vlogging-ul Și de aici ramificații Antreprenor și artist Acum faci și filme Înțeleg că ești implicat și în proiecte legate de festival de muzică Da Când ai timp pentru toate astea? Hai, cred că trebuie să te organizezi foarte bine și să știi să deregi. Deci, în primul rând, să fii disciplinat cu timpul tău și să îți faci o disciplină mentală încât să știi să te concentrezi pe un lucru odată și să începi de dimineața să îți organizezi foarte bine ziua, cred că e foarte importantă treaba asta și doi amână să știi să deregi. Adică, cu siguranță, n-aș putea să fac lucrurile astea singuri. E foarte important ca de fiecare dată când este un lucru pe care poate să-l facă altcineva, să nu-l fac eu, să-l facă altcineva. de ce zonă te simți cel mai aproape? De zona de antreprenori. Eu astăzi sunt cu sunt adevărat un, ant un antreprenor cu investiții în multe proiecte diferite, proiecte în care muncesc și eu în mod activ, adică nu vorbim de investiții pasive și uh, mă bucur foarte tare că pot să reduc pe toate în paralel, pot să le gestionez și mă și gândesc la altele noi. Dar momentan, ca să fac așa o trecere în revistă, avem business de YouTube unde noi deja nu mai facem vlogging practic chiar nu se mai numește vlogging ce facem noi, dezvoltăm niște formate de divertisment, uh, cum ar fi uh, seriile, uh, Minte-mă frumos, La muncă, Detectorul de minciuni și mai nou, Bass House Emisiunea, din care s-a și făcut filmul derivat despre care o să povestim Bass House Filmul, și ar fi uh, un business, după aceea este businessul de, uh, de producție de filme, care e o ramură separată, după aceea este zona de festivaluri muzicale, unde sunt sunt al festivalului Bispris și sunt și, de asemenea și acționar. Am cumpărat, am cumpărat din acționariatul de la Hasser, deci am două festivaluri muzicale în, în România. Să și... știi că pe mine m-a prins, te întrerup o secundă, chiar m-a prins formatul cu detectorul de, de minciuni. Uh, cred că m-am uitat la episodul cu Dani Oțil și cu cu Siri Răzvan. Și cu da, Răzvan, da. 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 Mai aproape de ce facem noi, de media convențională, știi? Da, da, da. Cei doi prezentatori, dar cred că e și cel mai aproape de, de format de TV, nu? Bă, da și nu. Cred că și minte mă frumos ar putea să fie emisiune de TV. Până la urmă, dacă stai să te gândești ce e TV-ul, este doar un ar mediu. Adică important e și pe TV și pe online să ții omul atent, să faci conținut care se distreze oamenii. Sigur, noi avem un, un target mai tânăr decât TV-ul, adică noi ne ducem de la 15 ani până la 30 de ani cu, cu audiența noastră, cam asta este publicul nostru de bază. TV-ul probabil că se duce mult în 30 plus, dar în esență vorbim doar de două platforme diferite de conținut, dar scopul conținutul e același. Trebuie să distrezi omul, trebuie să faci un conținut de caritate, indiferent că ești pe TV sau în, sau în online. Uite, asta cred că putem învăța un pic de la tine cum, cum să facem formatul ăsta să, să explodeze în, în, online. Aș vrea să discutăm un pic așa despre tine. Am observat, de exemplu, că ești un tip foarte competitiv. Ai, cum se cheamă la, la voi? Ai hateri, da? Cine ți-a cultivat? Bă, în primul rând trebuie să-ți placă. Deci de, nu poate să-ți cultive părinții sau uh, mediul tău înconjurător, poate să-ți cultive treaba asta oricât ar încerca ei. Dacă ție nu-ți place ce faci, nu o să poți niciodată să fii competitiv cu adevărat și să-ți dorești cu adevărat să fii primul. Are treabă și cu stereotipul ăsta că ești oltean? Nu știu, e posibil. Eu cred că, cred că de mic ai mei m-au învățat să fiu cel mai bun, adică mi-au dat un drive în direcția asta și când eram mic și mă trimitau, nu știu, la concursuri școlare și la olimpiade și cea mai departe, eu am fost olimpic județean la matematică, îmi doream să fiu cel mai bun, m-am ofticat că nu m-am încadrat mai departe la, la națională, spre la olimpiadă, bine, era foarte grea olimpiada de matematică, deja faza județeană pentru mine cel puțin era destul de grea. Ulterior, când am început să fac vlogging și mi-am dat seama că asta iubesc să fac toată zona asta de firmurețe online și așa mai departe, când eram încă foarte mic, aveam 11 ani la vremea aia, am încetat și cu parcursul ăsta de concursuri școlare și olimpiade, că mi-am dat seama că îmi place sentimentul de a avea punctaj mare acolo, dar am înseamnă că în esență nu, nu îmi place, că nu e o miză pentru mine olimpiada sau concursul de matematică. Ok, făceam, aveam rezultate foarte bune, dar nu, mă, nu era o miză în sine, nu, nu mă pasiona subiectul în sine, mă pasiona doar faptul că reușeam, știi cumva. Și în vlogging ce am făcut după aceea a fost altceva, m-a pasionat și procesul în sine de a face. Deci nu doar că, că, am avut succes. Dar sigur și succesul este un motivator. Cu cât uh, ai mai multe reușite, cu atât ești și mai motivat să continui. Eu când sunt într-o perioadă de asta în care am multe reușite, îmi vin și alte idei noi, mult mai ușoare. Adică creierul e antrenat în așa fel încât atunci când vede că ai rezultate, începe să gândească mult mai pozitiv și mult mai vizionar. E mult mai îndrăzneț în a veni cu idei. Atunci când ai într pe o perioadă proastă în care nimic pare că nu merge, orice idee poate ți-a răsări, creierul imediat ce o închide. De ce nu, dar nu are cum să meargă asta. Că dacă n-am mers nici aia, că dacă... Când ești, în schimb, pe un var din ăsta, cum eu, spre exemplu, de șase luni, sunt totuși pe un var din ăsta de, de succes public. Adică eu, nu că fac eu ceva diferit de ce făceam înainte, dar se văd foarte mult din rezultatele a ceea ce am făcut anul trecut și n-a fost atât de vizibil. Tot ce am consolidat și am mun muncit în spate, acum iese foarte bine la iveară. Ești și un a... preț aici, nu? Când atenția e pe tine, când atenția publică. Nu, nu văd un... Care ar fi prețul aici? presă, foarte atentă cu ce faci mai ales în Tre offline. Trebuie să te obișnuiești foarte mult cu, trebuie să te obișnuiești cu lucrurile astea, adică na, eu, eu sunt, sunt conștient că nu sunt un om perfect, sunt conștient că uh, există foarte multe lucruri pe care le pot judeca la mine, în același timp eu știind că de dimineața până seara muncesc, încerc să fac totul bine și dau tot ce am în mine și așa mai departe, nici nu pot să mă judec vreodată aspru pentru, pentru orice greșeală aș face, știi? Și atunci, evident, na, da, eu am antrenamentul de mic de a fi în, în lumina reflectoarelor, antrenament pe care, în care am intrat singur, adică n-am fost împins de la spate de părinți sau de alți factori, ai mei niciunul dintre ei nu au background în media așa mai departe, deci a fost 100% dorința mea. Și fiind dorința mea, mi-am dezvoltat singur acest, acest, antrenament de a, de a nu mă lăsa afectat. Adică pentru mine tot ce înseamnă păreri pozitive sau negative în momentul ăsta e pur și simplu o chestie analitică. Mai ai și momente care zici Shelly, la sau mai ușor. Hai să ne, să ne mai și oprim un pic, să mai respirăm. Nu, nu, că după aia rămân în urmă cu tot și după aia nebunesc. Adică eu și în vacanță, dacă mă duc, muncesc mult. Poate uneori, uneori cred că mai productiv în anumite vacanțe decât sunt dacă eram în țară. Adică ei laptopul cu tine și ești conectat? Da, da, da. da, da. Ești mai productiv în vacanță, știi de ce? Că lumea știe, că, lumea știe să nu te bată la cap. Ok, ești te în vacanță face, Și atunci da. tu poți să te concentrezi pe ceea ce vrei tu de fapt să faci. Și o mai consider vacanță? Eu da, mi se pare tot că este o vacanță Adică eu prefer să lucrez pe plajă în Dubai Pe șezlong decât să lucrez la mine la birou Uite, pentru că e prima oară când stăm de vorbă Eu sunt convins că mulți fac racordul Cu începutul ăla de la 6-7 ani Când erai pe, pe scaun Și, și te apucat. La am 11 ani La 11 ani, da, de, da, da, da. De, uh, Când te-ai apucat de vlogging Întrebarea e, aveai proiecția la ce urmează, să ți se întâmple, să ți nu. se deschidă adică aveai trigger și viziunea că e o poartă spre celebritate, ceea ce faci? Da, păi nu, stai, stai un pic, poartă spre celebritate este una dar și viziunea asta o aveam, dar să ajung să fac ce fac astăzi, la nivelul ăsta de business la nivelul ăsta de, de totuși de celebritate la acest rang, nu, nu m-aș fi gândit niciodată pentru că nu exista atunci ceva la care să te raportezi în online de mărimea asta, deci atunci viziunea mea când m-am apucat, era să fiu cel mai bun de atunci. Și atunci a mai bun, nu? Cel mai, cel mai cunoscut, da, cu okay. cel, mai mari, cel mai mari cifre în online de la momentul ăla. Și la momentul ăla cel mai mari cifre în online însemnau probabil, nu știu, 300 de mii de abonați, nu 3 milioane, însemnau o faimă online, însemnau niște bani din care să poți să întreții. Cei mai mari youtuberi din țară la momentul ăla făceau niște bani Probabil buni pentru față, nu știu dacă e să compar cu un salariu mediu, probabil peste un salariu mediu la vremea aceea, dar nu vorbeam, nu exista noțiunea de a face business din treaba asta, adică noțiunea asta pur și simplu nu exista. În același timp eu aveam și 11 ani, adică nici nu mă puteam gândi la business sau lucruri de genul. Sincer, singura mea dorință la vremea aia era, era ideea de a fi cerebru, de a fi cunoscut de a inspira prin ceea ce fac și sigur ideea asta că aș putea să am banii mei, adică nu neapărat că aș putea să trăiesc asta, dar să am banii mei, adică să nu mai trăiască să-i ceru mama bani. Uite, hai să vorbim un pic de povestea asta, pe măsură ce ai crescut tu, ți-a crescut și popularitatea, la un moment dat în casa la tine erai aducătorul de venit, nu? Cel mai mare, da, venit în da. casă și aș fi curios să știu cum ți s-au schimbat relațiile din, din familie, adică ai simțit că lumea începe să ce, apropiați, se poartă cu tine ca un porțelan, ca nu, o cloșcă cu pui de aur? Nu, niciun caz, nu. nu în niciun caz, Pe plan familiar, în niciun caz vă, vă, familia nu se schimbă la așa ceva că să ținem cont de faptul că eu când tream sub acela și acoperiș cu ai mei, eu aveam cel mai mare venit din casă, dar venitul meu era și cel mai instabil. Adică totuși ai mei aveau un venit mult mai sigur, mai mic, dar mai sigur. Uh, trebuie să conștientizăm că uh, tot ce înseamnă ce facem, uh, ce înseamnă cariera de vedetă în online și așa mai departe, e o chestie destul de, destul de fragilă. Că astăzi poți să faci sau anul ăsta poți să faci foarte mulți bani, poți să faci sute de Tu ai un promo care pleacă da. de la premiza asta, nu? Că, dacă s-ar întâmpla da, să rămânem fără... Da, am seria sub... la muncă. Aș eu de asta m-am și diversificat foarte mult. Adică, eu, în punctul ăsta aș putea să nu mai fac niciun venit din online și, în continuare, stilul meu de viață nu s-ar schimba pentru că am dezvoltat toate aceste chestii pe lângă. Dar, deci, odată ai mei, cu siguranță nu și-au schimbat modul în care se raportează la mine, ar fi și curme, cu Adică, totuși... Nu, nu, este cazul de așa ceva și de câți bani fac eu sau câți bani aduc ei sau doamne ferește iar prietenii mei eu că am păstrat păstrat cercul de prieteni de la Craiova cam același dar în timpul ei mă știu de când nu aveam niciun reu de când stăteam la scara de broc și mâncam semințe adică nu, nu s-a schimbat raportarea la mine sigur au apărut alții din exterior care na, evident când, când ești cunoscut sau când aduci ceva la masă toată lumea vrea o bucățică dar iarăși, bine faptul că s-a întâmplat foarte treptat acest succes și n-a venit nimic peste noapte, adică totul a fost pas cu pas și totuși pe o perioadă de 10-11 ani, să nu uităm, adică a trecut foarte mult timp, nici nu nici am căzut pradă nici tentațiilor, nici nu mi s-au urcat la cap, sau chiar dacă am avut momente de rătăcire, mi-am revenit rapid, pentru că tocmai că a fost pas cu pas. Și niciodată nu m-am simțit copreșit de ceea ce venea peste mine. Întotdeauna eu îmi doream mai mult, mai mult, mai mult și vedeam cumva următorul pas. Uite, apropo de momente de rătăcire, eu n-am cum să o colesc. Că e în toată presa episodul ăsta în care tu acum ai rămas fără permisul de conducere, dar nu o să-ți oferi prilejul unui exercițiu de PR în care să te scuzi. Uite, fix în povestea asta eram curios cum s-a raportat familia la tine. Viteza cu care ai mers tu e una destul de mare, da? peste 200 la oră și am curiozitatea asta dacă ai tăiat te-au dojenit la modul... Nu, dai seama. Băi, Andrei, lasă-o mai în ce mă, tată, mă, e dai mult. Seama. Orice părinte, îți dai seama. Ai primit-o pe asta, I da? dai seama. Altfel, public, ești ok, ai explicat suficient de mult, nu? Nu, Care cred că mai are sens mai de dau o decreație pe subiect. Am spus, na, o greșeală imatură, știi cum e. mi se pare o foarte corectă și justă pedepsa. Uh, deci nu, n nu cred că am ce să mai adaug pe subiect, dar azi dai seama că ai mei, uh, mi au atras atenția, era noi Uite, fiadent, uh, îți propun, uh, eu am pregătit un joc, m-am uitat așa pe mai multe articole și am și inventat unele știri despre tine, am mai lăsat și câteva care păreau reale, dar le confirmăm cu adevărat sau fals Eu n-am detector de minciuni, da? Și tu doar să, să spui dacă ceea ce s-a propagat în media despre tine e adevărat sau okay. fals. Hai da? să vedem. Fiadent. Shelley cere ministrului educației reducerea numărului de ore. Uh, da, cred că... Am, uh, cred că am, eu eram pentru reducerea temelor pentru acasă, dar sună, sună ceva, nu și eu de la școală, da, este adevărat. S-a da. întâmplat în octombrie 2020, într-adevăr e adevărat, pentru că nu mai poate conduce pe drumurile publice Shelley și el și-a luat și un tractor Universal 911 Turbo. Asta e un titlu ironic. Deci nu ți-ai luat, da? Tractor nu mi-am luat. Ok. Da? Nu, nu, e... Da, e un titlu pe e Time's New Roman ăsta. Ai ah, inventat euro. chiar de mine. Uh, Shelly câștigă lunar 35.000 de euro doar din YouTube. E, da, e, de, e mai mult decât atât. Da, da, oamenii trebuie să țină cont de faptul că ăsta e un venit care aduce cu sine foarte multe cheltuieri. Cu alte cuvinte, dacă noi, dacă noi am avea doar acest venit din YouTube, cu siguranță am fi în pierdere, costurile de producție pentru a face materiale respective fiind mai mari de atât. Adică da, sunt 35-40 de mii, am avut și un cu 50 de mii, dar și costurile sunt pe măsură. O să ne întoarcem la chestiunea asta a cheltuielilor pentru ceea ce produci. Uh, mai am câteva titluri. Celebrul vlogger Shelly a investit un milion de euro într-un film. Este adevărat, e filmul Basaus care iese acum pe 23 aprilie, unde oamenii poate să-și cumpere bire deja pe sau spun și deja în primele zile, deja locurile sunt, încep să se epuizeze, așa că eu aș încuraja pe toată lumea să-și ia biră, dacă vrea să vadă filmul. povesti mai multe de film după aceea, hai să vedem cum cu rog, Uite și ultimul titlu, senzațional, Shelly este încântat că nu are niciun fan la Shellimber, acolo merg când vreau să evadez. Foarte funny. Tu ai scris-o? <laughs> E <laughs> rușine de mine, dar da. <laughs> da. Da, da, da. Iată asta. Presupun că ai și la Shelling fan. E posibil, n-am fost niciodată, n-am vizitat. Uite, îmi mai putea mai există, evada. da, mai există o comună și rarul, tot așa, aș vrea să trec și pe acolo. Apropo, știi că ți-am verificat etimologia numelui Şelar uh, știi de unde vine? Da, știam, este, deci era o meserie, da? Dar nu mai știu exact. Făceau șei ce... de cai A, și carnașament. Da. da. Iar la mine, ciuclaru, ciuclă, înseamnă, într-un dialect, dialect al limbii române, înseamnă culme. Așa o, eu știu, o denivelare. Hai că ești queer, măi. Da, acum, da. Mă, Bogdan, mă. Bun. Și acum să ne întoarcem la povestea asta cu banii pe care îi cheltui ca să produci conținut. Vorbeau colegii mei fix înainte de a începe înregistrarea asta. Camera cu care ai făcut tu filmul are un cost impresionant. Mm, filmele trecute, am, ca să fiu complet transparent, am filmat cu niște Sony-uri, filmul ăsta, da, care sunt scumpe, nu știu cât cred că, dar nu, nu, e, nu e ceva extraordinar camera. În schimb, da, filmele trecute am filmat cu, cu un ARRI care cu tot cu obiective și mai departe cred că trebuie 80.000 de euro. În general să faci film e scump, nu e vorba doar de cameră, cei mai scumpi sunt oamenii și filmul ăsta a costat mai mult decât toate celelalte pe care le-am făcut până acum, având costul ăsta de un milion de euro. Plus minus mă, cu totul cu marketing e un milion de euro pentru că am avut foarte mulți oameni și în zone pe care până acum nu le-am avut, cum ar fi cascadori. Am avut foarte multe filmări de noapte care atrag după sine alte costuri. Costul cu o zi de odihnă, Proaia ne-a stricat planurile, ne-a prelungit filmarea. Trebuie să înțelegi că pe un operator de filmare fiecare oră costă mii de euro sau mai mult și atunci cumva orice fel de întârziere, orice fel de problemă costă enorm. Și de asta ai și backup de fiecare dată ai, Și atunci închiriezi mai multe echipamente Să ai backup ca ceva să nu meargă prost Sincer să faci filme într-adevăr o mașinărie foarte foarte interesantă Să se pun 100 de oameni la o Timp de două luni sau cât durează producția și practic e ca o chestie care se asambrează și după aceea se dezasambrează. Deci e, e interesant că e o, e o chestie doar asemenea în vergură, o desfășurare de forțe atât de mare, dar e ceva temporar. Știi? Adică e, se întâmplă atunci se asamblează toată echipa, se dezasamblează Apar corturi, apar rurote, apar generatoare, apar lumini pe cer, apar nacere, apar tot felul de lucruri, toată operațiunea asta. Două luni mai târziu nu mai e nimic, totul e ca înainte acolo. Adică asta e foarte interesant, e fascinant la, la filme. Eu acum descoper personajul care pare mai entuziasmat de ideea de a sta în spatele filmului decât de a fi acolo pe, pe Nici nu mai Eu în filmul ăsta joc, sunt actor, nu am un rol foarte mare, nici nu m-a interesat atât de tare să fiu actor, nici nu, nici nu am -o, o experiență bună în actorie. În schimb, Consider că și eu joc bine filmul ăsta și nu doar eu, și celelalte personaje non-actori, să spun așa, adică fără pregătire în actorie, pentru că totuși să fim serioși, și un film cu influențări. Uh, joacă bine de ce? Pentru că este primul film, uh, cel puțin din cele făcute în România de mine și în care am fost implicat, în care eu am ales să implic masiv actorii în procesul de redactare al scenariului. Uh, și aici, nu, uh, na, orice adică actor ca pentru voi, nu? Exact, pentru că asta e singurul mod în care un actor poate să se joace, un actor care nu este nu are pregătire actoricească poate să joace credibil și actorii în filmul ăsta chiar joacă credibil, fiindcă nu doar că i-am pus să-și refuiască replicile și am zis gen uite, luați replica asta și scrieți-o cum ați zice-o voi și precând la scheletul filmului, care a fost scris de un scenarist profi, că totuși trebuie să ai niște cunoștințe de a scrie un scenariu ca să poți să faci. Eu nu pot să scriu pentru un scenariu de film, că nu am, nu am școala de a scrie un scenariu cu toate elementele lui. Sunt chestii pe care nu le observ când le citești, dar există Ia, niște sunt rețete. Lucruri pe care și el nu le face. Da, da, nu asta și spun o mare parte din modul, din, din, puterea mea de a face de multe lucruri, e faptul că reușesc să strâng oameni buni pe mine care să fac lucruri la care nu mă pricep, că nu m-aș pricepe niciodată la toate. E, peste scheletul ăsta de scenariu, eu am intervenit masiv cu actorii în foarte multe ședințe și a fost un exercițiu foarte greu în care aveam 15 oameni în birou și fiecare îi spunea părerea și era așa un fel de democrație a ideilor unde toată, toate părerile, evident că trebuiau luate în calcul, trebuia să decidem ce e mai bun pentru film, scenaristul era de o părere, un actor de o părere, un actor de altă părere, dar pe scurt, actorii au intervenit și pe scene individuale care s-au adăugat, s-au scos, s-au băgat foarte multe lucruri noi, s-au scos anumite lucruri, s-au schimbat roluri, dar rezultatul este un film în care actorii sunt foarte, 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 foarte aproape de ceea ce ei sunt în realitate și din cauza asta joacă foarte convingător. Eu cred că joacă rolurile lor mai convingător decât ar juca niște actori profesioniști rolurile lor, tocmai că în filmul ăsta toți se joacă pe ei, adică Sherry e Sherry, Yorga e Iorga. deci toți joacă propriile roluri, dar roluri scrise de ei, nu scrise de art scenarist care poate nu i-a cunoscut asta cu ei la bere să știe cum sunt oamenii ăia de fapt. Spuneai la început că filmul e o extensie a unui produs pe care deja l-ai În O emisiune, în, da. online, da? Dacă mergem la Buzz House și nu știm, o să vă că și dacă nu știm. Cu siguranță, cu siguranță o să fie referințe pe care o să reprindă doar cei care au văzut emisiunea. Dar uite, eu am făcut acum o săptămână un movie night cu prieteni care au în jur de 30 de ani cu toții, care n-au văzut Buzz House, care n-au nicio treabă cu lumea de influență reară și tot ce înseamnă Hello. <laughs> Universul da, Buzz House și chiar au râs. Deci filmul e, e pe o rețetă de Deci el stă în picioare cu lor, și stă fără în picioare -și. și chiar e, chiar e distractiv uh, Scenaristul care, repet Scenaristul nostru după ce a dat acest schiere de scenariu Și a mai venit cu mici intervenții A pierdut controlul produsului Adică după aia mi-a predat mie acel scenariu Și după aia am venit și am făcut o nebunie acolo cu toată lumea Uitându-se la filmul finalizat uh, Două luni mai târziu a, a zis, și repede aici vorbim de na, Prado Alexandru care a scris o grămadă de filme Și seriale românești a scris este cel mai distractiv film românesc pe care eu am văzut uh, vreodată. Gata, l-ai Dar e feedback cu deci e e feed, omului, adică nu știu, poate altora nu o să li se pară. e că noi am făcut tot ce se putea face, am uh, investit enorm, l-am făcut într-un timp foarte scurt, însă acolo unde, unde uh, timpul ne punea piedici, nu am făcut compromis de caritate, ci am ales să investim mai mulți bani să rezolvăm problema, deci costurile au sărit în aer din cauza faptului că a fost un film care a început în ianuarie uh, și trebuie predat în aprilie adică un, e un timp record pentru a face un film, dar am compensat problema asta cu mai mulți bani și mai multă muncă. Deci tot ce, ce ne-am propus pe hârtie a ieșit exact așa cum, cum ne-am propus. Te uiți și la competiția pe zona asta de filme ușoare de entertainment? Te uiți și la ce mai face Micuțu? Ce a scos? Sincer, sincer mă uit la competiție, dar nu o numesc competiție. Deci ceea ce se întâmplă pe piața de firma autohtonă este minunat. E da. Dar piața de cinema din România este singura piață din Europa care în 2023 nu a scăzut, ci a crescut. Și asta este în mod evident datorat unui singur lucru și anume producții locale. Și cu cât sunt mai mulți oameni la masă care fac producții locale și oamenii le consumă și, și le promovează bine, este cu atât mai bine pentru tot ce înseamnă piața de film românească Deci eu mă bucur că prin ceea ce a început cu Five Gang de Movie Că cam acolo sincer a început filmul comercial românesc să, să prindă rădăcini Și să pară și ceva palpabil și accesibil Pentru că Five Gang de Movie a fost și un film ieftin care a făcut intrări multe Și atunci acolo ai prins a apărut și, tu microbul? și eu am prins microbul acolo Și okay. de asemenea cred că a mult mai mult mai tangibil, mult mai palpabil și pentru alți producători din piață au existat filme de succes românești făcute și înainte și aici vorbesc pentru de Ora Mona care iarăși a avut un film foarte bun vorbesc de, de, de selfie dar erau filme făcute de tot ce însemna acel gigant numit Media Pro și cumva dacă eram un producător independent mai mic, părea ceva oarecum intangibil. Sau când te uitai la, la, la regizorii care făceau filme pentru, care nu erau filme comerciale, ci țintite către zona asta de festival de film, iarăși nu părea foarte tangibil pentru un om care, uh, care vrea să facă, uite, cum, cum sunt actorii, cum e Micuțu, care spre -mi, a intrat să facă film sau Mircea Bravo. În schimb, ce am făcut noi, am făcut să pară că e tangibil, să pară ceva ce poate fi făcut și de alții și cumva a pornit de la Five Gang The Movie ulterior, Miami bici, într-adevăr a, a pornit o nu știu dacă e mult spus Revoluție, dar a pornit o, o, o efervescență, o așa da? În care se fac din ce în ce mai, mul, mai multe firme românești. Asta îți dai seama că poate însemna doar că în timp crește caritatea. Pentru că dacă se fac mai multe oferta din care spectatorul are e mai mare, uh, sunt mai multe minți care, care lucrează la firme astea, adică nu sta aceiași oameni care fac aceleași rețete. M -m mă lasă foarte ceva bine din zona piață. De, de hate. Uite, se spune că uh, voi tocmai din dorința asta de a face pe, pe puterile voastre film aduceți însă și foarte mult product placement și senzația celor care urmăresc film de tipul ăsta și vă critică, e că de fapt e un calup publicitar în care se mai și joacă. Uite, House The Movie are mulți sponsori și sunt și eu nu cred că dar nu turbură povestea niciun fel, cu siguranță sunt momente publicitare și na, este o chestie în care știi cum e producătorul trebuie să scoată bani, adică Gândește-te că din cât plătește un, un vizitator, un, un, un om care merge la firm, da, un consumator al produsului pe un bilet, nu ajung mai mult de 40% din acei bani la producători. Adică e greu să scoți banii dacă nu ai și surse adiționale de venit, cum ar fi sponsor, spre exemplu. Și este firesc să fie așa, product placement în firme există în toată lumea și la Hollywood există foarte mult product placement. De altfel e corect să menționăm că sunt și firme care nu au deloc product placement, unde se refuză a se lua astfel de plasări de produse, însă până la urmă spectatorul decide, adică eu nu fac firme pentru critici nici pentru oamenii care nu revăd și care le, le critică fără să le vadă. Pentru mine important este că emisiunea Buzz House, de la care pleacă filmul și pe care se bazează, a avut 3 milioane de români care s-au uitat. Pentru mine e important ca cât mai mulți din acești 3 milioane de oameni să vină să vadă filmul și să le placă. Asta și e întrebarea. Și aici e important. să vedem dacă în tine se dă duelul ăsta. Uh, presiunea e mai mare în zona pecuniară sau în zona artistică? Ai vrea să le placă filmul? Indiferent de cât vei scoate din el. Păi sunt legate, nu e așa? Adică, hai să, spun un, hai să spun, un lucru. Eu, să spunem că Buzz sau filmul, uh, dacă, dacă filmul nu ar fi bun, ar atrage enorm de mulți oameni în primul weekend, după okay. care uh, ar scădea așa. Da, ar ori, fi spai cu publicitar, cu la Adică, deci da, na orice, orice am livrat, acum să fim serios Orice firmă am livrat, oricât ar fi de pros sau de bun Primul weekend oricum o să fie înălțime Pentru că mașineria de marketing din spate Este uriașă și foturile de marketing sunt uriașe Și eu fiind ca formare Un foarte bun om de marketing Am împins filmul ăsta foarte bine Dar, dacă filmul nu va fi sorit, se va duce din vorbă, vorba că e un film prost și va scădea dramatic. Și pe mine nu mă ajută să am în primul, chiar dacă eu am primul weekend, cel mai bun weekend din ultimii 30 de ani în cinema, dacă filmul nu face pe cursă lungă, pe două luni de zile în cinema, intrări consistente, pe mine nu mă ajută cu nimic. Și atunci presiunea este pentru a livra un film foarte bun. Și sincer spun, Filmul ăsta este dintre toate filmele pe care am făcut până acum, filmul ăsta e copilul meu, pentru că se bazează pe formatul dezvoltat de mine, este filmul în care m-am implicat cel mai mult scenaristic vorbind, este filmul în care am, am, decis nu să tai costuri, ci să adaug costuri și am, am, am făcut foarte, foarte multe adăugiri pe bugetul inițial, tocmai ca să nu fie departe de ceea ce ne-am dorit atunci când am scris scenariul. Și atunci consider că, consider că, repet, ce înseamnă intrări în cinema și succes comercial, merge mână în mână cu cât de bun este filmul, dar când vorbim cât de bun este filmul, mă refer din percepția oamenilor care merg să-l vadă. Adică îți spun de acum, nu mă interesează ce notă va avea filmul pe IMDB, nu mă interesează ce notă va avea pe Cinemagia. Pentru mine e important ca cei care merg să-l vadă și mai ales cei din publicul țintă, cei din nucleul de audiență, să fie mulțumiți de film. E în regulă, uite, fiadent. Te duc din nou în zona poveștilor personale Poate să mai revenim un pic și la, și la film Am o chestie așa din zona de Să zicem în care am putea să ne întâlnim Ca vârstă sau ca preocupări Am un citat din Paraziții Cred că e din Paraziții Dacă pozele ar putea vorbi Ești ceea ce voiai să fii? Adică că sunt mai mult decât ce voiam să fiu Sincer Sunt. sunt adică nu mi-aș fi imaginat niciodată să pot să am oportunitățile pe care le am la 23 de ani. Sunt foarte recunoscător pentru toate oportunitățile pe care le am. Îmi sunt în primul rând recunoscător mie pentru munca mie din trecut pentru tot ce am făcut în anii trecuti și pentru că am făcut mai mult decât era necesar la momentul ăla și de asta mulțumit acestor lucruri sunt astăzi aici. Și îmi sunt, sunt foarte recunoscător familiei mele care mi a oferit formarea asta foarte bună și care pe de o parte nici nu m am împins de la spate dar nici nu m-a descurajat vreodată din a face, din a face ceea, ce, ceea ce făceam. Eu am compilat și niște voști critice la, la adresa ta, și așa, marele reproș e că nu prea te prinzi care e țelul, ce vrea și de la viață. Adică îl găsești și tu un short cu adi minune, dar îl găsești și la timișoara acordând burse și vorbind despre, despre educație. Da, așa e, da. Ești versatil, asta e o chestie de versatilitate sau mai degrabă e o bipolaritate? Păi de ce ai fi o bipolaritate? Te întreb? Adică, după părerea mea, Adi un artist extraordinar și un invitat foarte bun la testul poligraf, trebuie să vezi. Bă, au prânz, oamenii acolo, a fost senzațională emisiunea. -am pe de am văzut recunos. Păi nu a ieșit încă. Ah, de, ok. De, de, e de departe cel mai bun test poligraf de până acum. În același timp, da, mă, văd cu studenții, am, am sunt invitat la cursuri la facultăți să vorbesc despre, despre, marketing, să vorbesc despre social media. Da, am fost ieri la Timișoara, am acordat niște burse studenților de la Politehnica Timișoara, niște burse de merit pentru studenți care fac performanță academică, dar au, au dificultăți financiare, vin din medii, nu știu dacă defavorizate, dar să spunem, da, în care întâmpină anumite dificultăți financiare. Nu știu, poți să mă numești habar n-am poate un tip polivalent, Uh, pentru mine e foarte important că eu știu și când să fiu foarte serios, dar știu și când, știu și când să fac o grumă, știu, știu să distrez oamenii, dar eu fundamental, dacă mai cunoaștem viața de zi cu zi, ți-ai dat seama că sunt un tip poate prea serios pentru vârsta mea de multe ori. Sunt un tip care e foarte realist cu sine, sunt foarte realist cu produsele pe care le fac și cu așteptările pe care le am de la ele. Și de asta întotdeauna cred eu că am reușit să, să livrez produse de calitate, pentru că am, am, am știut să anticipez de fiecare dată dacă e un produs bun sau nu, dacă trebuie să investez mai mult ca să fie un produs bun și așa mai departe. Ai spus Dacă mai nu... devreme că îți place să, să formezi echipă, să delegi, să, să lucrezi alături de mulți oameni și o întrebarea: e cum ești tu ca individ? Ești un tip autoritar care uh, dă direcția sau mai degrabă unul care asimilează, care ascultă sfaturile celor din jur? eu sunt, deci, părerea fiecărui om. Adică dacă, dacă aș mea lucra contează. cu tine, cum, cum ai fi ca, ca, dacă, individ? Dacă ai lucrat cu mine, te-aș întreba ce părere ai despre, despre un anumit lucru, ți-aș cere părerea, ți-aș asculta o, ți-aș eu, dar la final tot ca mine am face. Okay. Deci, e, 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 e foarte importantă pentru mine părerea tuturor oamenilor care sunt în echipa mea și fiecare e încurajat să spună părerea și să vină la masă și să pună probleme, dar Evident, eu cântăresc toate părerile la final și unele păreri cântăresc mai greu decât altele. Adică, și am învățat asta, e o, e o lecție foarte bună în management de la oameni care sunt mult mai deștepți decât mine în, în zona antreprenorială. Dacă ai 15 oameni la masă uh, și fiecare își dă cu părerea despre, nu știu, o decizie pe care trebuie să o luați, e foarte important să asculti părerile tuturor, dar și mai important este să, dai, o, să dai mai multă greutate părerilor mai avizate pe subiect. Și după aia să, să fie la riscul să dai și părerii pe acel subiect o anumită greutate. Și aici e foarte important. Pentru că dacă tu acum, uh, spre exemplu, dacă eu stau și mă sfătuiesc. Cu toți oamenii din birou despre o strategie de marketing, părerea mea cântărește foarte greu. Dar dacă stăm să ne sfătuim, spre exemplu, de o strategie de marketing pe online, dar dacă stăm să ne sfătuim, spre exemplu, de o abordare pe care ar trebui să o avem cu partenerii din media clasică, tradițională, spre exemplu, pentru festivalul Beach cum ar trebui să abordăm partenerii noștri media din TV și din radio, atunci părerea unei persoane care a făcut carieră 20 de ani în TV și în radio. Cântărește enorm, adică eu nu am niciun cuvânt în fața cea ei, încredere chiar dacă în persoana experți. respectivă este angajată a mea. Da, 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 deci, deci trebuie să fii, trebuie să poți să dai o greutate părerilor, că unele păreri contează mai mult decât altele, sunt mai avizate, au mai multă greutate în spate, dar inclusiv părerii tari pe subiect trebuie să-i atribui o anumită greutate. Iarăși, dacă stau să mă sfătuiesc despre ce mașină, despre mașini, și eu nefiind la de mașini ca prietenii mei, o să ascult de ei când vine vorba de nu știu ce mașină să-mi cumpăr sau habar Dacă nu te iei după presă, pare că ești unul dintre cei mai pricepuți oameni la mașini. Nu. No. Măcar în achiziția no, sunt mașinilor. Sunt pa pasionat de mașini și am avut Poate financiare să-mi cumpăr, să -mi, să -mi cumpăr ce mașini mi-am dorit, dar... Uh, am ascultat foarte multe păreri când mi-am cumpărat mașina de la prietenii mei pentru că eu poate voiam altă mașină și atunci am, am stat și am, și am cântărit. Mă întrebai de țări pe, pe termen lung. Țarul meu este să fiu un antreprenor în divertisment care să se extindă în următorii 15 ani, astfel încât în 15 ani, când spui divertisment în România, să spui și uh, media, să fie mare parte. Uh, produsele șerii Media și să, și să facem cu adevărat o revoluție în ceea ce înseamnă divertisment, mai ales divertisment online, dar și offline. Și aici vedem că avem o amprentă foarte puternică în zona de evenimente live. Mă refer la cele două festivaluri unde Beach Breeze, la momentul acesta era a treia ediție și e deja al doilea cel mai mare festival din țară după Antord. Foarte Ad... implicat și în această poveste, da? Aici Sunt e antreprenorul în, în, Da, îmi consumă foarte mult timp. Am, este de departe cel mai amplu și serios proiect unde am și onoarea să mă numesc cofondator, adică e, na, e o chestie amazing să muncești atât de mult la un festival și după aceea să-l vezi creionat în fața ta, nu, să-l vezi creionat și după aceea să-l vezi realizat pe bune, cu scenotehnică. Gândește că sunt 2000 de oameni care vor lucra în apogeul Bișpris, sunt 2000 de oameni numărând și agenți de pază și voluntari care vor fi acolo. Ai ajuns în costinești, adică este enorm. În povestea asta pentru că ai vrut la un moment dat să-ți aduci muzica preferată pe scenă, cât mai aproape? Nu, am vrut să fac un festival care să fie loial gusturilor generației mele nu neapărat muzica mea preferată sau ce îmi place mie în materie de muzică, dar mi-am dat seama că există un potențial de a face un, un eveniment care să fie cu adevărat țintit către tineri okay. și cu gusturile tinerilor în mind. Adică un eveniment care nu încearcă să mulțumească pe absolut toată lumea din toate prajerele de vârstă și cumva făcând o ciorbă în care toată lumea este semi-mulțumită și făcând un festival care să fie pentru segmentul 15-25 de departe Singura opțiune, nu singura opțiune, cea mai bună opțiune la care poți să mergi de departe. Deci este festivalul celor care n-au card de farmacie în buzunar. E, da. <laughs> uh, imaginați că vine Wiz Khalifa, vine Ice spice It, Rick Ross. Uh, Prei uh, vine, sorry, uh, vreau să spun uh, Rich the Kid, uh, Rich Amiri, uh, acum am confirmat-o pe Anita, care Anita este și din lumea asta mai mainstream uh, și uh, știu și cei care sunt Și nu se și fac plus. presiuni și pentru o reuniune Five Gang? Ba, da. Se, fac, ba da, se fac, dar asta eu nu pot nici să confirm nici să-i că s-ar putea întâmpla, nu știu, oamenii să vină la festival. Uh, și voi vedea acolo și evident dacă ei să vină la festival eu îi încurajez pe toți să-și cumpere bilet acum pe că se scumpesc și mai ales dacă scumpere bilet cumperi și cazare și cazările iarăși devin din ce în ce mai indisponibile perioada aia da, zis, mă, noi punem o presiune enormă pe stațiune pe, pe Costinești adică e, e, devine epicentrul distracției Stațiunea este mare, adică ea ține, dar spre exemplu, pe cazare a cedat foarte mult, adică noi acum oferim autobuze, spre exemplu, pe toată linia de litoral din Constanța. Știi că Neforie, ea a fost sud. stațiunea tineretului care eram noi! Exact, și Costinești, cred prin toate proiectele pe care noi le dezvoltăm acolo și avem și planuri foarte mari de viitor pentru, pentru stațiune, cred că se poate numi și astăzi că este o veritabilă stațiune a tineretului. Singura stațiune a tineretului de pe De asta am și ales Costineștiu. Noi chiar credem că, în continuare, este stațiunea tineretului. Da, și pentru că eu, tu ești râruit, da. eu propun să se păstreze monumentul acela, numai să-i zicem Obeyism. Obeyism? <laughs> da. O mai fi? Mai este? Cum să mai fie? Da, da? da, da, da. Anul trecut am făcut chiar acolo, pe plajă. Anul ăsta ne mutăm tot în Costinești, dar suntem pe un pe teren mult mai mare, pentru că nu, praja nu mai era suficient de spațioasă. Dar anul trecut cu a fost în, în centrul festivalului nostru, da. Acum suntem mai aproape de Epavă. Deci Costineștiu s-a transformat enorm, a crescut enorm în ultimii trei ani asta, fără putință de tăgadă, s-a dezvoltat enorm ca stațiune și pe viitor ce planuri avem acolo de dezvoltare, cred că se va transforma într-un într -un brand unde voi veni și străini la ca să vadă ce înseamnă distracția de la Costinești. Ce puțin, da, asta este viziunea noastră, sigur. Și că... în locul Epavei, un buș califa ceva, un hotel. o, o Titanic. <laughs> facem facem cum au, acolo. cum, au turcii hotelul la Titanic. Fii atent, Shelly, îți propun pe final să ne, să ne întoarcem la, la tine ca persoană. Ziceam, mai în glumă, mai în serios, te prezentam așa, tânăr, 23 de ani, milionar și în fani, probabil și în bani. Uh, și Apropo de discuția pe care am avut-o mai devreme cu visele, ai și o nebunie de tipul ăsta, nu știu, să ajungi în spațiu, să uh, sari în uh, nu știu ce cascadă de. Uh, de pe planeta asta, să vezi un loc anume, să stai o lună. Vreau să, în Japonia. Vreau să văd foarte multe locuri. Adică vreau Uite, să, mă uitam vreau la Mike Hatha și la ce face tot. el cu, cu barca. Da, -am, -am, nu am așa o dorință în asta de senzații tare. Adică, am, am să cu barca sta odată, nu mai să niciodată. Așa. Așa, n-a fost o experiență prea plăcută, dar mă bucur că am făcut-o. Odată trebuia făcut în viață, dar n-am o dorință de senzații tare. În schimb, mi-aș dori să, să călătoresc foarte mult. Mi-aș dori să văd lumea. Timpul nu-mi permite, evident, dar treptat, treptat, deblochez din ce în ce mai mult din, din lume și sunt convins că în viața asta o să am timp să văd toată lumea. Na, mi-aș dori să am, să am și o casă în America, mi-aș dori să am și o casă uh, în Franța, pe, pe, pe Riviera franceză, că adică mi-aș dori, să, mi -aș dori să, să, să să fiu un tip care la un moment dat în viața asta să-și permită să, să se prime peste tot unde dorește și când dorește. Adică să, să întreptat în zeci de ani, jobul meu să nu mai fie regat de o locație fizică și să pot să, dacă vreau să plec o lună în Franța, să pot să muncesc de acolo sau dacă vreau să plec în Spania sau în America Latina, să știu că pot să muncesc de acolo și pur și simplu să mai schimb mediu, Pentru că mi se pare că te ajută foarte mult și în, în a veni idei, în a rămâne fresh, în a, în a avea creierul aerisit să călătorești. Ți-am zis eu când merg într-o vacanță, mi se pare că muncesc mult mai bine, dar totuși muncesc mai puțin ca ore, dar când muncesc, muncesc mai bine. Tocmai pentru că sunt... E un știu, impuls e, creativ e, e alt, acolo. E mediu, da, da, da. Uh, există și situația în care atunci când nu sunt luminile pe tine, când nu, când nu dai rec, să te găsim acasă în pijamale, da, uitându-te la un meci. La meci nu, la fotbal nu mă uit. Dar există, există. Iată un craiovan care nu, nu consumă fotbal. Când era o singură craiovă pe vremuri, așa? consumam, așa? da. Mă uitam cu tata, dar nu m-a prins niciodată microbul ăsta al fotbalului așa tare. Există, însă, repet, mare parte a timpului o să mă găsești pe alegătură, o să mă găsești la birou. Na. Te plângeai într-o într, -o, într -o postare că nu ai mai avut timp nici măcar de tine pentru un pic de, de mișcare. De, de... Nu, e, e, e da, e, e, greu, adică cred că cel mai important este să îți iei totuși câte o zi liberă sau măcar jumătate de zi liberă, odată la măcar două săptămâni sau săptămânari dacă poți, pentru că după aia dacă tu tot ce faci să muncești non-stop și mai ales pe atât de multe subiecte diferite, Uh, la un, moment dat, uh, la un moment dat nu mai ești productiv, adică dacă nu ți iei o pauză, nu ai cum să mai fii performant, deci cumva pauzele te ajută și momentele de respiro te ajută tot pe tine să fii, să fii performant și mai ales că, uh, repet, aici am întors la disciplina asta mentală pe care trebuie să o ai dacă vrei să faci toate lucrurile astea, imaginează-ți că sunt practic, când, ne rezumăm la uite, tot ce fac eu într-o zi, sunt practic două componente, sunt componentele în care chiar fac ceva unde zic, bă, mă pun să fac asta, care e o chestie pe care o fac pentru viitor, deci dezvolt ceva nou, rezolv ceva, așa, și după aia mai sunt toate astea unde sting incendi, adică trebuie să rezolv asta că arde, trebuie să dau asta că arde, trebuie să intrăm în ședința asta că trebuie să închidem bugetul, trebuie să decidem ce invitați chemăm mâine la nu știu ce emisiune, adică cumva trebuie să reușești să, 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 să îți faci o disciplină între aceste două lucruri, pentru că dacă tu te concentrezi doar pe ceea ce este acum și ceea ce trebuie să rezolvi astăzi, pentru că e nevoie astăzi, nu vei avea niciodată timp să te-a pus să faci și festivalul Bișpri, să te-a pus să faci și aia, și aia, și aia. Și atunci tu mereu trebuie să, trebuie să înveți să, să, să impui niște limite și oamenilor, să nu te asarteze cu toate lucrurile, să derești foarte bine încât din ce în ce mai mult din activitatea curentă, adică ce am nevoie să fac săptămâna asta, că arde săptămâna asta, să nu fac eu, ca eu să pot să mă concentrez pe ce fac în trei luni de acum. Rafa, dacă tu ar sting incendiile de azi și rezolvi problemele de azi, care pe mine apar non-stop, și trebuie rezolvate urgent, nu mai ai niciodată timp să vezi the big picture și nu, nu poți să funcționezi așa, știi? Știi ce nu, nu poți delega? De exemplu, uite, acum ne apropiem de ora mesei și va trebui să mănânci. Da. Uh, și asta, secvența asta din viața ta se întâmplă pe viteză? Uite, da, aș fi curios că e din un meniu... e foarte enervant să mănânci pe viteză, dar uh, da de multe ori, multe mese am pe, pe repede înainte. Și aici el este un excentric sau mănâncă convențional, nu știu, o mazăre, o ceafă, cartofi? Eu fac o mare prostie cu mâncarea pentru că, pe de-o parte, mi îmi place să încerc să slăbesc și țin așa o dietă pe timpul zilei, da? dar după aia seara de multe ori mă porcăiesc și mi-au iau ceva murt rău de tot. Sau și dacă am 3-4 zile în care sunt perfect cu mâncarea, cu dieta, după aia ies cu prietenii în oraș și în comand eu. Și când comand eu, comand mult. Adică mi-e place să mănânc. Când adevăr e una din plăcerile mele să mănânc lucruri delicioase, să mănânc mâncăruri foarte tari. Da, Relația deci ta sunt, cu prazul care este apropo de nu prea praz, Nu prea praz. Mai, 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 mai face mama când mai dat trec foarte rar pe la ei mei. Rar ori mai prind o mâncare de praz. Deci Între o mâncare la, la părinți acasă și ceva ce tu astăzi îți permiți la orice restaurant din, din București, mai pe luxury, ce ai alege? O mâncare la mama, evident, dar asta pentru că e vorba și de timpul petrecut cu ea. Adică, uite, eu mi-aș dori să petrec mai mult timp cu ai mei. Din păcate, na, programul nu mi permite și mama știe că, că eu fac na, ce e mai bine pentru mine și nu am timp să stau pe să trec pe acasă foarte despre la Craiova, adică trec foarte rar. dar cu siguranță, na, la restaurant mănânc în fiecare zi, adică aș prefera acum să mănânc ceva gătit de mama pentru că, na, știi cum e, are acel gust al copilăriei pe care, na, nu poți să nu poți să imiți, nu poți să imite niciun restaurant. Știi să știi, Shelly, că și noi ne-ar fi plăcut să petrecem mai mult timp, a fost foarte pe speed, n-a semănat a podcast, a fost clar mai, mai spre interviu, aveam multe curiozități, sper să mai avem șansa. Mai facem o sper să mai stăm de vorbă, la modul cel mai sincer, cred că avem, putem face o programă de bacalaurat împreună, dacă, dacă vrei să aranjăm, adică să ajungem și pe zona de, de educație. Pe zona de educație da. ar fi interesant. Nu sunt un specialist în această zonă. Ți-aș lăsa că... finalul acestui podcast să inviți pe oameni să urmărească discuția noastră. Da, vă invit, vă invit să, urmăriți, să urmăriți acest podcast. Cred că găsiți pe dgfm.ro, nu-i așa? Digi și pe YouTube, să... pe canalul nostru. Și pe YouTube. Și chiar dacă n-ați văzut emisiunea Bass House sau nu, nu cunoașteți tiparul neapărat a acestui film cu influență și ce e în spatele său, eu vă invit, că știu că mulți care vă uitați nu sunteți în public, vă invit totuși să dați o șansă, să dați o șansă filmului, să-l vedeți la cinema, pentru că s-ar putea să vă surprindă plăcut. Și dacă vă surprinde plăcut, spuneți-le prietenilor voștri, bă, merită să mergi, m-a surprins plăcut și dacă nu vă place, spuneți la toți prietenii voștri, bă, e cea mai mare porcărie de film. Dar măcar să știți că i-ați dat o șansă. Hai să-l descrie în capă vremuri. Belea de belea, râs de mori, <laughs> Râs de mori, bază o spun Dacă vrei să mai prindeți și loc, ideea e să vă de acum. Mulțumim, Shelly, mulțumim și celor Mulțumesc care ne urmăresc frumos. pe YouTube și ne ascultă, evident, la radio. Acesta a fost Extra Matinalul. Vă așteptăm acolo, jos, în comentarii. V-am pupat! Extra Matinal, un podcast DGFM cu Bogdan Ciuclaru. Ca să știi...